Dacia va debuta în Liga Campionilor într-un orășel de doar 27.000 de locuitori, la fel ca localitățile Orhei, Dubăsari sau Comrat din Moldova. Zestafoni asigură 6% din cererea globală de mangan și este un important centru industrial din Georgia. Cu toate acestea, lupii galbeni nu au găsit un loc de cazare în această localitate. Elevii lui Dobrovolski s-au cazat într-un hotel de lux la 30 de kilometri de locul disputării meciului, iar golgeterul Daciei, Ghenadie Urbu, nici nu știe în ce oraș va avea loc partida. Înaintea meciului cu FK Zestafoni, fotbaliștii Daciei Chișinău vor sta 2 zile în hotelul Bagrati 1003, care este unul de lux în orașul Kutaisi. Complexul hotelier Bagrati este destinat pentru oaspeți special și se remarcă prin nivelul înalt de deservire. Hotelul mai este considerat unul dintre cel mai prestigios din Georgia de Vest. Cazarea pentru o singură persoană la acest hotel costă între 55 și 125 de euro. Fotbaliștii Daciei pot apela și la camere cu securitate VIP. Pentru această facilitate, aceștia vor fi nevoiți să mai achite aproximativ 100 de euro. Orașul Zestafoni, de unde provine și adversara campioanei Moldovei, are o populație de circa 27.000 de locuitori, la fel ca și orașele Orhei, Dubăsari sau Comrat din Moldova. Zestafoni este capitala districtului Zestafoni, care este partea provinciei Imereti. Nu e orașul Zestafoni, da. E oraș chiar? Da, nu știu nimic, e un orașel mic. Малинки город такой, очень хорошие люди там живут, болеют за футбол и очень сильно переживают. Orașul Zestafoni datează din anii 60 ai secolului 16. Actualmente, urbea este un important centru industrial. Fabrica a aliajilor de fier din Zestafoni prelucrează mangan și asigură 6% din cererea globală.